revenit la a doua parte a emisiunii noastre. Îl avem în studio, reamintim, pe directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, domnul Ionel Tociu. Vorbeam în prima parte a emisiunii de situația absolvenților, promoția 2013, câți au fost, cât s-au înscris, adică pentru șomaj, și înainte de publicitate vorbeam de locurile de muncă disponibile în străinătate, așa cum reiese din evidența de astăzi, de la zi, a AJUFM, să nu se înțeleagă că e vorba despre 124 de locuri de muncă doar pentru buzoieni, ci sunt cele puse la bătaie la nivel național, dar la care poate să se înscrie orice buzoian, se poate înscrie. Dar haideți să dăm și câteva exemple și în cifre și cu salarii, da, pentru ca să vedem cum stau lucrurile. Marea Britanie. Marea Britanie, ia uite. Marea Britanie regina cere acolo, să-l vedem 5, pe nepoțel. 5 asistenți medicali, iată că într-un fel sau altul am fost în zonă, da? 12, între 12 și 24 de lire sterline ora, da? Belgia. Expert senior, sisteme trafic și șofer. Între 45.000 și 60.000 de euro brut pe an. Un loc. Expert curățire energetică, vehicule, nu mă întrebați ce este, probabil că cei de specialitate știu, între 45.000 și 60.000 de euro brut pe an, un loc. Manager proiect, în continuare Belgia. Spun salariu și pachet de beneficii în concordanță cu profilul managerului, un loc. Analist programator, tot Belgia, tot la fel salariu și pachetul se negociază, un loc. Operator, mașini, mase plastice, extrudare, turnare, injecție, am trecut deja la Germania. Este vorba între 24 și 31 de euro pe oră, 4 locuri. Îngrijitor clădiri, Malta, 162,19 euro per oră, 10 locuri, probabil cei care sunt cațări alpiniști. Polonia, iată că și Polonia cere forță de muncă din România, analist între 2.500-3.400 zloți polonezi net pe lună. Nu știu cât înseamnă echivalentul. Cu zlotul nu stăm bine, nu știu. Da, nici eu nu știu cât este echivalentul. Cehia. În Botswana nu sunt locuri? Discutăm de un european. Deci Cehia, șlefuitori. Prieteni știu de ce, da, bun. 450 până la 1000 de euro net pe lună. Ungaria, șofer de camion internațional, 98.000 de forints pe lună, la care se mai adaugă și alte beneficii. Iertați-mă, șlefuitorii, Cehia, 15 locuri. Ungaria, 75 de șofer de camion se caută. Norvegia, din momentul ăsta până la sfârșit voi numai pentru Norvegia, inginer conducte hidraulice, un loc între 50.000 și 120.000 de euro pe an. Inginer control sistem, se plătește știința de carte, da, între 50.000. Adică acolo muncești. Adică și chiar muncești de bani ăștia. Adică s-ar putea să muncești mai mult decât de bani ăștia. Da? Asta e. Inginer control sistem între 50.000 și 120.000 de euro brut pe an. Da, inginer proiectant mecanic, tot la fel, între 50 și 120.000 de euro brut pe an, un loc. Inginer, deci câte un loc, câte un loc, câte un loc. Inginer analiză structuri, 50-120.000 de euro brut pe an, iar un loc. Inginer structură și în proiectări, 50.000-120.000 de euro brut pe an, inginer responsabil de proiect, adică manager proiect, tot la fel, între 50 și 120.000 de euro pe an, inginer electronist, între 50.000 și 120.000 de euro brut pe an, tot un loc, este vorba de Norvegia, dacă ar fi să le adunăm pe toate, înseamnă 124 de locuri de muncă. Îmi permis să mai dau un număr de telefon, pentru că înainte de a veni la instituții ar trebui să mai să și intereseze persoane care sunt interesate de acest domeniu. Este vorba de un 0740-509-872, îl repet, 0740-509-872, înainte de a vă hotărâ să faceți pasul către instituție, v-a sfătui să dați telefon la acest număr de telefon, vă va răspunde colega care se ocupă de acest departament și vă va răspunde la întrebări. Ideea este foarte simplă, că în momentul în care, de exemplu, sunt, nu știu, drujbist,
Mai bine dau telefon să întreb locuri de muncă pentru drujbiști aveți decât să vin la instituție. Ca idee în sine, asta nu înseamnă că nu trebuie să luați contact și cu instituția, pentru că o discuție directă este mult mai bună decât o discuție prin telefon. Da, folosiți și acest mod de telefon. Bun, făceam un calcul între timp, înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate, domnul director, la oferta aceea pentru asistenți medicali cu aproape 25 de lei pe oră, maxim. Am luat maxim. Lire pe oră. Și ale naibii, da? Sunt și sterline. Da. Și făceam un... Cât mai e? 6 lei? Cât mai e? Pe 1,6 lei. Deci pe euro, 1,6. Vreo 36 de mii de lei pe lună. 36 de mii de lei. 360 de milioane, adică. Cu 8 ore pe zi. Și este ar, mult sau ar puțin? Vreo 6... Păi nu, făceam un calcul de genul ăsta. Am glumit. Vreo 6.000 de lire sterline, așa. E o căruță lume. Mare adică... de bani pentru noi. Dar vreau să vă spun că acolo, în momentul în care ai 1.200 de lire chiria, încep să mai... Da, nu, și tot îți rămâne. Stați așa, că noi am mers la maxim. Da. Da? Și, bine, mai scazi niște cheltuieli, mâncarea, nu știu ce, tot da, îți rămân dar, ceva bani. Ai opțiune să stau într-un apartament cu 1200 de lire sterline sau să stau într-un apartament de 600 de lire sterline. E opțiunea ta, da? Și diferența s-o mai la urmă, dacă te duci în sănătate, poți să faci și alte sacrificii. Normal. Da. Vă ascultăm, sunteți în direct. Da. Sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua, bună seara, nici nu mai știu ce s-a noptat. S-a înserat. 1, 2, 3 și calea licitație. Bună ziua odată, bună ziua de două ori, bună ziua, la revedere. S-a adjudecat și acest telespectator, care înțeleg că s-ar putea să revină. Bun. Domnul Tociu, una peste alta, să tragem linie a acestor oferte, locuri de muncă în străinătate, e de încercat. Merită încercat până la urmă. Cine nu joacă, nu câștigă. Am un prieten spune, domnule, a câștigat nu știu cine din nu știu ce oraș 2 milioane de euro la 649. Da, foarte bine. Și felicitări. Zice, domnule, dar cum o fi să câștigi? Dar tu ai jucat, frate? Nu. Și așa cum să câștigi dacă n-ai jucat? Cu omul ăla care e pe moarte și, Doamne, Dumnezeule, dă, Doamne, măcar acum să câștig la loto, ca să-i asigur pe copiii mei, pe nepoții mei, pe... și să ruga, și să ruga, că toată viața m-am rugat la dumneata să-mi dai norocul ăsta și să supără Neilie și deschide cerul, mă rog, dă norii la o parte. Bă, dar joacă dacă vrei să câștigi. Exact. Da, avem o intervenție. Bună seara. Bună ziua. Bună seara. Aș vrea să-i pun o întrebare domnului director. Vă rog. Mă numesc Cornel, am 43 de ani, sunt pensionar MAI. Cum se poate să altă specializare nu mai am? Am intrat în minister, am lucrat, am ieșit la pensie și acum aș vrea să fac ceva, dar îmi cere pe peste tot calificare. Răspunsul meu va fi foarte scurt. Din punct de vedere al instituției și numai instituției, legislația europeană, dumneavoastră aveți statut de pensionar. Deci sunteți forță de muncă pasivă. Noi nu ne ocupăm decât de forță de muncă activă. Dacă dumneavoastră, bănuiesc că aveți o vârstă care vă permite, că știu că ați ieșit la pensie, dumneavoastră, colegii dumneavoastră din sistem, la o vârstă 50 și sper să nu mă înșel, da. Singura soluție fiind pensionar este să, din momentul ăsta, să întreprindeți toate demersurile, dar din nefericire pe cont propriu. Deci noi nu ne ocupăm decât de forța de muncă activă. Agențiile de șomaj din toată lumea, numai din România sau Europa, se ocupă de forța de muncă activă. Noastră sau persoanele aflate în situația noastră nu faceți obiectul instituției noastre sau pentru care suntem noi organizați și funcționăm. Deci ăsta este răspunsul. Și aș putea merge puțin mai departe cu logică și cu analiză. De bine, de rău, nu știu cât de mare sau de mică este pensia, dumneavoastră, fiind pensionar, aveți o pensie și ar însemna să ocupați un loc de muncă pentru o persoană care trebuie să ocupe acel loc de muncă neavând altă sursă de existență și nefiind persoană aflată în situația de pensionare sau pensionat deja, cum sunteți dumneavoastră. Să înțeleg că dreptul la muncă acum este restricționat? Nu. Deci v-aș ruga să nu-mi rătălmăciți cuvintele, ci eu v-am spus cu totul alt lucru. Instituția pe care o reprezint nu se ocupă decât de forța de muncă activă.
Dumneavoastră sunteți forță de muncă pasivă. Iar dreptul la muncă nu este restricționat nici la 150 de ani. Bun, nu este vina mea că am ieșit la pensie. Rău fost situația sau... Știu. Ați ieșit probabil în perioada 2099-2000, da, da, da. Da? Când au fost acele mari... Mai încoace. Da. Am prins perioada aia, ordonanța 7 și ordonanțele care ați avut dumneavoastră. Știu ce s-a întâmplat, restructurare din armată și nu numai. Știu. Dar o să repet exact ca un patefon acela stricat. Sunteți forță de muncă pasivă. Deci nu faceți obiectul de activitate în instituție. Nu. Deci nu e până de forță de muncă deci activă. Deci nu puteți să ajutați dumneavoastră în sensul ăsta? Sau... Nu. Bun, dar pentru dumneavoastră, unde ați dori așa să lucrați? Știu, șofer. Am terminat și facultatea, am facultatea de drept. Păi și dacă vine la o bursă, nu mai pic, și dacă vine la o bursă, domnul Tociu, e respins sau ce? Ei, Doamne ferește. Deci poate să... Deci dreptul la muncă este garantat de Constituție, da. Nu sunt cuvinte mari. Oricine poate să lucreze, nu asta e povestea. Orice fel de acțiune a instituției este deschisă tuturor. Dacă un angajator spune, domnule, nu-l iau pe Ionel Tociu, care are 51 de ani, și vă ia pe dumneavoastră, fiind fost cadru militar și aveți 55 de ani, niciun fel de problemă. Dar ați încercat până... Bănesc că ați încercat până acum să vă angajați. Da. Dar cu ce bariere, de ce bariere v-ați lovit așa? În afară de cea vârstă. Necalificare. Neavând calificare, că vă dați seama, atâția ani în minister, nu-ți dădea voie să faci altceva. Da. Așa era la... Deci și acum, au așa. Calificări unice sau zone de monocalificare, cum le spunem noi. Adică sunt specializați pe apărare națională, ca să nu mai ne jucăm. Da, corect, dar dacă vrei să te angajezi în domeniul... Dar șanse mari, cunoșteam și eu foarte mulți prieteni din zona asta a dumneavoastră care au plecat în armată, șanse foarte multe le-au avut de angajare, fiind pensionari. Colegii noastre care au fost în compartimentele tehnice. Da. Cei care ați fost la comandă sau ați fost pe zona administrativă... Nu comandă, n-am fost la comandă. Nu, ca idee, da? A fost o perioadă. Mai au preluat din zona armatei sau meiului firmele de protecție, pază, pentru că acolo trebuie anumită disciplină militară pe care dumneavoastră o aveți. Și ce pensie aveți dacă se poate să ne precizați? În jur de 8 milioane. 8 milioane, da? Am înțeles. Da, 9 milioane în ziua de azi, dacă ai și familie, trebuie să-ți găsești un alt loc de muncă. Încercați pe 27 la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, că până la urmă nu va fi numai pentru absolvenți. Sunt societăți comerciale care caută și alt tip de persoane, numai absolvenți. Dar neavând calificare, degeaba. Calificarea în cazul dumneavoastră se plătește, nu, domnul Tociu? Da. Cât costă un curs de calificare, apropo, pentru cei care nu sunt... Depinde de structura profesională. Bun, mulțumim mult de tot pentru intervenție. Ne pare rău că nu poate să vă ajute direct AGFM-ul, dar... Depinde. Ziceți. Între, să spunem, 17 milioane vechi și 300 de milioane vechi. Vai de mine. De ce spuneți? Da. Aici sunt bani publici. Sunt banii ai mei, da, domnule, pe care sunt acolo. Bani publici. Asta este. Astea sunt costurile, dar dacă vin eu și nu mă încadrez în alea, în subvenție, da? Cum e domnul, da? Atât plătește? Nu, s-a spus. Deci nu cum este domnul, cum este o persoană care are statut, astfel de statut, e persoană pensionată, este persoană inactivă. Inactivă, care nu este... Păi, dar dacă vine dânsul, plătește cursurile, nu? Dacă dânsul, pe exemplu, luat și vrea ca să facă o formă de calificare, da, plătește. Păi asta zic și asta costă 17 milioane? Între 17 milioane și 300 înțeleg. Milioane. În funcție de complexitatea viitoare meserii, sunt meserii care se însușesc în 3 luni de zile, simple, da? Sunt meserii care se însușesc în 24 de luni, 2 ani. Că tot am ajuns la cursuri de calificare, câte cursuri aveți acum și pentru ce, foarte, foarte pe scurt, că suntem într-o întârziere așa, încercăm să sintetizăm. Păi până la ora asta am avut 14 structuri profesionale pe care le-am derulat, peste 1200 de buzoieni au trecut prin centre de calificare. Mai avem în derulare și așteptăm probabil mâine, poimine va veni și bugetul rectificat, să vedem pentru perioada imediat următoare de 4-5 luni de zile care mai ne-a rămas din anul ăsta, 4 luni de zile, că suntem în septembrie. Avem pentru agent de pază, știți că este o problemă acum, cei care nu au calificările de agent de pază, calificarea patalamă, apropo de ce discutam la început, nu vor mai putea să mai facă această meserie.
Și de-aia e bătălie, a fost bătălie mare. Și mi se pare și corect. Și mie mi se pare mai corect, mult decât corect. Pentru că fac o paranteză, știu cazuri în care au fost, n-au trecut testul psihologic la școlile de subofițeri mei. Și niște arme și, la dispoziție. Exact, am văzut la anumite firme și chiar cu armament, cu glonți letal pe de muniție război la șold, ceea ce nu mai prea e în regulă și sunt de acord că trebuie făcute. Și s-au întâmplat și foarte multe nenorociri. În sfârșit. Și până la sfârșitul anului, cred că mai dăm drumul la vreo 3 sau 4 structuri profesionale, că vor fi 5, că vor fi 8 cursuri, vom vedea în funcție de cerințe. Bun, încă o intervenție, cred că ultima din această emisiune. Da, bună seara. Vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Vreau să fiu foarte scurt. Vă rog. Vreau foarte mult din cadrul care au fost în cadrul armatei, cadrul poliției, care au luat o polă de bani ordonanții și acum se angajează pe posturi care tot să muncească și ar putea să-și mănânce pensia, să lase locul la unul cu doi copii de crescut și să-și mănânce pensia liniște, că au ieșit la pensie la o vârstă destul de fragedă. Da, am înțeles. Mi-era teamă de... Da, mulțumim. Mulți care, fracălule, pensionar de la poliție, de la armată, haideți să nu intrăm într-un război așa personal. Atât și n-ar trebui. Da, mulțumim de intervenție. Suntem oameni, domnul Tuciu, și părerile diferite sunt în continuare exprimate, că de-aia este democrație. Unii s-ar simți jigniți, alții ar asculta și atât. E o altă discuție asta. Prefer să nu comentez pentru că sunt păreri personale. E o altă discuție, fiecare la... exact. O știe pe a lui. Exact. La modul general, așa, la modul general e complicat să ai o discuție. Și apropo de mod general și de discuție, uite, o intervenție de la un telespectator, din păcate n-avem timp destul, eu cred că ar merita să facem o emisiune întreagă, o întrebare: când vom avea curajul în România să armonizăm cererea pieței muncii cu ce pregătește școala românească, ce vinde iluzii pe naivitatea copiilor și pe banii familiei? Da, un subiect de discuție nu frumos. Este Da, e rupt din realitate. Nu pot să spun că este frumos. Este un subiect de discuție care trebuie abordat. Din nefericire, este abordat de fiecare dată de diferiți analiști, de diferiți oameni care se pare că știu tot, dar... Dar nu dus până la capăt. Rezultatul se vede din nefericire, iar o spun a treia oară în fraza asta, cu nefericire, la fiecare BAC. Într-adevăr. Așa este. Că tot am început cu BAC-ul, cu cei 2000 de absolvenți. Haideți să ne spuneți pe final de emisiune, totuși, cum ați ajuns să contabilizați o rată a șomajului sub 8,2%, mai precis 7,75%. Dacă au intrat în sistem 2000 de absolvenți în iulie, cum s-a întâmplat ca în august? Iată să auzim simplu. Balanța, vă rog. Foarte simplu. Atenție maximă, vă rog. Avem în luna august 789 de angajări. 232 de persoane au ieșit dintr-o formă de evidență. Adică nu au mai vrut să-și mai renuiască cererile de șomaj. Mai, haideți să o zic mai pe românești. A plecat din țară. La revedere. Da. Așa. Iar încă 847 de persoane au contract de muncă pe perioadă determinată. Cât determinată înseamnă 12 luni. Deci mai pe românești lăsăm o parte, e nesemnificativ, 200 și ceva de persoane care așa au plecat din țară. Angajările oameni buni. Angajările care spuneați dumneavoastră fac... în confecții multe. Nu numai. Angajările care se fac simțite. Că sunt angajări pe perioadă nedeterminată sau angajări, am dat exemplu 800 de perioadă determinată, care înseamnă 12 luni, trebuie să ne obișnuim cu faptul că nu mai mă duc la societatea comercială X la 20 de ani și ies la pensie la această societate comercială. Da. Pe cei de la poștă îi aveți în evidență cu disponibilizările? Nu. Au intrat în august? Să nu intră acum, în septembrie. Nu. Da, în septembrie o să intre. Nu. O să aveți 70 de clienți noi pe lista de șomeri. Da, ne-au anunțat în perioada imediat următoare un mare angajator din Buzău că face o dispoziție colectivă de vreo 230 de persoane, dar așteptăm confirmările. În ce domeniu? Construcții. Nu îi spun deocamdată numele acelui angajator, nu e un secret, că e public. Deja? Deci din septembrie încep? Da. Păi septembrie nu e... Nu, stați puțin, a doua parte a lui septembrie, că septembrie suntem în nou. Păi da, și da, deci că... Păi nu, așteptăm confirmarea în sensul de preaviz, 20 de zile. Pentru mine, în moment, deocamdată o intenție, pe reorganizare. Cine, Concasul?
Deocamdată este o da concas. Da, așa, păi și domnule, să în lângă cartierul Orizont să construiesc stați două puțin, blocuri stați, mari, domnule. Stați puțin, că nu amestecăm una. Da, afară pe oamenii ăștia săraci. Nu, stați puțin. Am înțeles, au lucrări țară, e altă poveste. Eu prefer să spun, domnule, sunt 200 sau 20 în momentul în care văd că acele preavize. Eu zic să păstreze domnul Gagu, acum avem noi un meci cu domnul Gagu. Zic să păstreze domnul Gagu cu 230 de inci, dărâmați stațiunea imediat, stațiunea experimentală. Deci da. Eu zic să-i păstrați. Nu mai anunțați la domnul Tociu că nu e bine. Păstrați acum vine momentul în toamnă să numără bobocii sau în toamnă să numără roșiile. Puțin. Da, deci, este o procedură pe care această societate comercială trebuie să o îndeplinească. Este conform codului muncii. Că da, vrea, nu vrea, nu știu ce proprietar, e altă poveste. Nici nu am dar e o procedură pe care, procedura. Uite, o respectă și sunt pe la numărul lege. Ăsta mi-am dat seama că e vorba de această firmă a domnului Gau. Da. Bun, și tot să dăm un răspuns pe scurt celui care ne-a provocat cu acea discuție legată de școala românească, ce învață copiii în școala românească. Nu, lăsați, școala. Păi stați așa, și școala o discutăm. În școala românească, eu n-am învățat nimic, de fapt. Haideți să vă spun, eu am predat-o. Ce știi tu să faci? Nu știu. Nu, este vorba, deci școala românească e școala românească, că e mai bună, că e mai rea. Da, dar când vorbim de cea legată, tehnic, domnule, la profil tehnic. Noi mai avem o altă hibă, care, deci un fel de cărămidă mare, din zid, care nu există. Care înseamnă real organizații patronale. Acum la Buzău a început să pună pe roate. Organizații patronale care se spre această forță de muncă. Da? Eu am predat la Liege, în Belgia. O perioadă destul de îndelungată într-un centru de formare profesional. Așa. Acel centru de formare profesional spune așa. Deci, pentru la anul îmi trebuie 30 de brutari. Da? Și îți dau comandă să-mi faci 30 de brutari, să-mi pregătești, da? Și preau eu. Eu, Asociația Patronală a Brutarilor. Și atenție mare. Nu fie că aici deschide brutării pe unde e. Să trezește, da? Își deschide brutării între strada 64 și strada 78 ca la americani. Acolo e zona aia. Și ce fel de brutării avem nevoie? Deci acum eu croșetez, da? Avem nevoie de brutari care să facă covrigi și covrigii cu gaură în partea stângă. Iertați-mă. Da, sau fără gaură. Sau fără gaură. Domnul Tociu. Ori la Buzău și România nu avem încă asociații patronale reale. Am înțeles, dar fără asociație, o firmă, o fabrică, o societate cu angajați foarte mulți, care are nevoie continuă, da, de angajați. Strategie de dezvoltare cine economică. Cine a împiedicat o astfel de societate să vină la dumneavoastră, să colaboreze, să se ducă la o instituție de învățământ? Bă, am auzit că la liceul ăla acolo să fac niște ore din astea, păi care s-ar mula pe activitatea mea. Păi vă spun eu cine e. Și eu am fost o perioadă, am lucrat în zona privată, așa. Știți, da? Și pe cuvânt de onoare, erau momente în care mă lua durerea de cap, în momentul în care vedeam câte zeci de miliarde vei trebuia să plătesc, da? Da. Reprezentând interesele unor angajatori ai mei, da? Și pe urmă, în momentul în care aveam nevoie de o instituție a statului, pe cuvânt de onoare, întotdeauna trimiteam pe altcineva. De ce? Pentru că stăteam cam două ore la coadă, pe acolo, dacă cineva se îndura și eram unul de angajatori. Să se uite și la mine și să mă întrebe, dar tu ce vrei? Ai, domnule, nici. Eu refuz să cred totuși că... Adică înseamnă dialog. Nu, asta înseamnă dialog și înseamnă deschiderea instituțiilor statului. Că dă cineva afară, domnule, eu am venit, eu sunt patronul cu tărică, eu vreau și eu de la voi să iau niște tineri și niște tinere să le formez. Aveți ceva împotrivă? De câte ori am transmis semnalul ăsta? Ați avea ceva împotrivă? Frere, de câte ori am transmis semnalul și prin intermediul postului noastră televiziune? Măi, oameni buni, am bani. Am adus bani la București. Bun. Veniți să-i luați, veniți, vă rog frumos, e păcat să dăm miliarde înapoi. Domnul Toci, aș avea o parte din răspuns. O parte, doar o parte. Uitați-vă la examenul de titularizare, la rezultatele de la examenul de titularizare din ultimii ani. Uitați-vă la profilul tehnic. Profesorii care au aceste specializări, ce note au la examenul de titularizare. Maestri, nu știu ce, pe ce domenii, ingineri, nu știu cum, care predau la unități de învățământ cu profil tehnic. Uitați-vă să vedeți ce note iau la examenul de titularizare și o să vă dați seama că ăsta ar fi unul dintre motive. Nu, eu am trăit o experiență pe propria piele. Când al meu fecior a terminat matematică informatică, clasa 12-a, li s-a schimbat profesoara la informatică, mă refer la Râmnicu Sora, la Vlacuță, și pentru că venise o tânără speranță de vreo 25 de ani și a ținut în doi, era o clasă asta, că nu obțineau în săptămâna respectivă cel puțin o notă de 9 sau 10, nu plecau la discotecă la sfârșit. Erau așa un fel de între părinți, da? Și pentru că a ținut în doi, da, nota 2 le-a dat ca să se impună, da, o mare greșeală. A doua oră, în pauză, din laboratorul de informatică, a intrat pe serverul central, pentru că copiii ăștia din clasa 5-a, că eu sunt calculatorul, da, erau
mini-informaticieni, da? Făceau mini-programe și le-a blocat serverul. Și pe principiu ești deșteaptă? Da. Și chestia asta a durat o zi și a fost o întreagă tragedie. Da? Deci în momentul în care copilul știe mai mult decât profesorul, deja avem o problemă. Asta și noi sunt un exemplu. Bun. Mulțumesc mult pentru prezență, domnul Tociu. Să ne reîntâlnim peste o lună, să vedem unde este rata șomajului, câți... Și să nu uităm data de 27 septembrie. 27, da. 27 Bursa locurilor de muncă, absolvenți, promoția 2013 și nu numai. Și atenție mare, va fi aici la Mol. Schimb la și locația. Da. E o zonă mai, să zicem mai așa... Aerisită, mai altfel. Aerisită, da. Așa, și nu, eu vreau să zic că au cum să ducă șomerii la cumpărători, deci nu e publicitate. Nu, stați puțin, că nu amestecăm, am un spațiu, nu mai risc, trebuie mai spus generos, mai... Locul, da. Trebuie spus locul desfășurării, da. Și, din păcate, o să începem emisiunile astea, seria emisiunilor de toamnă, iarnă, să contabilizăm partea elaltă a problemei, pentru că, iată, după cum ați și precizat așa o avantpremieră, nu neapărat ne dorim să fie și în realitate cu cei 230, dar începe sezonul rece și odată cu el încep disponibilizările de sezon. Asta e. În construcții și agricultură, vă mulțumesc pentru prezență încă o dată. Cu dragă inimă. Le mulțumim celor care au urmărit această emisiune. Le urăm, ca de obicei, mult succes celor care sunt în căutarea un loc de muncă să și găsească un loc de muncă. Eu vă aștept într-un sfert de oră maxim la jurnalul Campus TV. La revedere!